salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Sper să mă puteți înțelege, bate cam tare vântul și nu avem microfon. Mulți dintre voi, adică majoritatea, ați votat să mergem la pescuit. Aș vrea și eu să merg cu detectorul, cu magnetul, dar na, dacă vă place pescuitul, atunci așa să fie. Chiar dacă Alex a spus în clipul trecut că nu vom mai veni la pescuit, vom merge cu detectorul sau cu magnetul, e bine, voi ați votat în număr foarte mare să mergem la pescuit. Așa că astăzi va fi un concurs de proporții. Ce, ai venit cu bani la tine? Bineînțeles. Pun 100 de lei, pui și 100 de lei, concurs de pescuit. Dar stai, mă, dar cine ai de acasă? Nu mă interesează, trebuie să-i pregătit dacă știi că facem un concurs. Nu e așa? Așa să fie. Eu pun 100 de lei. Pe cel mai mare sau pe cei mai mulți? Mai mulți. Cei mai mulți pești? Din nou? Și-a venit suta! Suta! Dă-i încoace, se pun în geantă. Acestea vor fi amândouă ale mele. Cum-s fie atâle? Pentru că te voi foarte. S-o crezi stupid asta. Când mai bătut mă mai pasul? Te-am lăsat eu să mă pasul. Este ora 18 și 5 minute. Concursul va ține până la ora 20. La 8 fix închem concursul. Băi, la 8 fix închem? La 8 fix închem. Gata. Gata. Hai să ne apucăm de treabă. Așa că să ne apucăm de treabă. Suntem rivali. Rivali. Nu te aud cu figuri, că bate vântul, că cu tare, că cu tare. Nu te aud pe tine. Bine. Tu ești figurant. Pa. Pa. Fir întins. Eu nu zic fir întins. Hai, întinde-ți lanseta. Ce aștept să întind eu? A? Și atunci? Tu știi că am luat lanseta aia mai bună, nu? Puse pe care vrei, că tot te bat, mă, tot te bat. Bună, cu rea, tot. Ți-am dat-o pe aia mai bună, ți-a să ai o leacă mai mult. Ai luat-o pe asta, mă, ia-o. Asta e exact la fel, amândouă, n-ai nicio diferență. Te bat și cu fără, mă. Bine, măi. Dar amândoi odată aruncăm în apă. Pentru 100 de lei, travagii fac cu tine. Trebuie să stau la rând acum. Soarta. Băi, dar ce bate vântul ăsta, ne rupe. E bun, măi, cu cașcaval. Știu, eu am cumpărat-o. Ce ai cumpărat-o? Nada. Auziți, băi, auziți că a cumpărat ea nada. De unde ai scos-o și pe asta? Dacă zici că mă pun lângă tine, zic ce ești și cu ce soacă. Nu, dar tu ești. Că dai la cu două. Dar la ce vreau, Mihaela? Dai-te primul la porumb. Trebuie să caut o bob mai mică. Dai la verișor. Am înțeles, deci tu ești. Dar de fapt, eu fac greșeală acum, tu știi? Eu trebuie să aștept la porumb. Cine știe dacă intre sau nu intre. S-ar putea scris la verișor. Dar ce puțin la deget? Te-ai tăiat? S-a luat bine. Am tăiat tot bucățile de coadă. Dar vezi că e mort de la roșu. Pleacă de aici! Păi hai, cât mai aștept? Așteaptă! Femeile la pescuit. Baba și mitralera. O, uite, bă, că stă, bă, trece timpul, eu prindeam un pești până acum. La boabă? La boabă, da. Prindeam un pești la boabă. Tare, tare mă tem că nu prind nimic azi. Că nu prind nimic? Hai de capul tău. Hai să-i dăm. Locuri? Start! Băi, la fix am dat, unde? Fir întins. Oricum te bat. Ciortanul la mine va veni. Revenim cu prima captură.
Nu știi ce să mai facă, fraților. Avem ca 10 minute, nu trage peștele când o aruncă, când nădește, când schimbă vermișorul. N-ai tu treabă. N-am eu treabă. Hai să arunci toată găleata aia din adă până prinzi un pește. Ce face omul pentru bani, băi? Eu stau cu grăunța mea aici, tot doi prinde primul pește față de tine. Adevărul că e cam urât afară, bate vântul. Uitați ce-l face vârful, dar nu face la pește, face din cauza vântului. Sper să aud bine pe GoPro. Așa e când vine Mihaela la pește, nici vântul nu stă liniștit. Încep furtunile, tsunami, începe să ridici și apa asta până sus. Are Mihaela la pește. Da? Ce-ai făcut, prale? Vezi că e după vârf. Rugăciunile mele încep să-și facă efectul. Nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă? Tot vorbești, tot vorbești. Bine-s! Bă, când e bine, e bine. Ce să mai ai? N-am prins nimic, aș stăm de jumătate de oră, cât e ceasă? Ah, ce vrei? Câteodată prins, câteodată nu prins, ce vrei să facem? Da, avem cam 35 minute de când stăm. Hai! Ce vrei să facem? Din cauza vântului ăsta. Două ciocaneli, dar ce tu... ai avut, mă, trăsături? Dar tu chiar nimic. De ce tu n-am avut eu, dacă tu stai cu spatele la mine? M-am uitat așa. Te-ai uitat la mine. Lai? Nu mai știi, ai aruncat sămânțele alea. Ai, de cap meu, mi s-a dus 100 de lei. Mă aude lumea așa cu bani. Dar să pune mic, cam mic, mă, Mihai. Vei bătai? Are un kil, cum zici tu? Un kil? Așa zic eu? Da, el la un pește de 200 de grame are un kil. Dacă are un kil? Da. Că nu vrei, trebuie să recunoști că are un kil, asta e altceva. Te-am bătut! Ușor, fata, ce ai? Ia să stau eu cu ochii pe undița mea și ce treaba mea cu tine. Peștele ăsta îmi va aduce suta. Uite-l. Uite-l, mamă, ce mare. Hai, tu-te de aici, plec de aici. Am așteptat, dar l-am prins. Da, ai prins la greu, greu, băi, ce să mai. Hai, de tati, băi, Mihail. Ai făcut treabă. Deci acolo ai aruncat, să văd și eu unde aruncă. Să dau și eu cam pe lunghia pe acolo. Ce? Mă, de când am venit, nu mai duci mănie pe tine. Dacă suntem concurenți. Nu, da, sau să te bag. Suntem concurenți. Mi-a dat și mi-a atras odată, m-a lăsat în pace. Băi, sper să nu mă bată, băi, frate. Mă fac de râs în fața lumii. S-au făcut toate de râs în fața lumii. Trăgea unul de undiță, unul de... de fir și avea atâta pe fir. Am zis, na, doamne, ce-i scoate acum, aveți pești. Unul de undiță, unul de fir. Doamne, doamne, doamne. Și adună sămânțele acum. Deci, Caterin, când e femeie, n-a să mai întâlniți voi vreodată în viața voastră, așa ceva. Mihaela e unicată, cred că e planeta asta. E soția mea.
1-1. Gata. Hai, mă. De ce? Nu știu, dar am fost în colegul tău. Dar cum? Dar unde a fost? Și unde l-am găsit? Ce l-am găsit? L-am prins eu acum. Te-am văzut acum era din bal. 1-1, mă. Gata, 1-1. Ce, dau drumul înapoi în apă. Du-te. Gata. A fost 1? Cum adică, mă? De ce ne-a părut mortă? Băi, dacă eu zic că l-am prins eu acum. De aici era mamă din fața mea, dacă luam eu, îl prindeam eu. Dacă luai tu, îl prindeai tu? Dar cum să-l prins dacă am prins eu? Aveam 2-0 dacă l-am. Fii sănătoasă, mă, gata, pe la revedere, 1. Nu mă interesează, mă, vrei să-ți arunc toate sculele astea în balcă? O, te joc corect, ori vrei pești. Da, corect, mă ajung. Iai pești, mor din apă și zici, băi, 1-1. Doamne, ce ofticată. Oi, săracu, e apatic. În apă acolo, mai relax. Dacă pleacă el până la urmă. 1-1. Gata. Ce să-l prindă, mă? Eu l-am prins acum, n-ai văzut când l-am scos? Contează, mai zis că la număr, nu la greutate. Mi-a luat cârlig. Ba nu, nu mi-a luat cârlig. Ăsta cum a mi-a tras? Alu, era 2-1 dacă... Nu, nu, 1-1, înțelegi? 1-0, cum pui tu peștele mort, să-l lua din fața mea? L-am scăpat din mână când l-am scos din ac. De aici, l-ai scăpat din mână cu mort, așa? Am murit, n-a, dar... Hai, du-te cu nori. Ce mă enervez, mă, băi, n-a, nu joci corect deloc. N-a, mă, stai așa ofticat. Poftim? Uite, așa. 7:30. Cât? 30? Da, 34. Ce îți dă dus să ciocan, mei? Tu dacă vrei să mă mut și-mi scot acum astea și mă mut de aici? Nu-i vorbim de acolo prin nimic așa, ne-au cuvați, da, asta e. În 25 minute. Ce, nu prin pești în 25 minute? Eu știu. Nu știu ce să fie ușor, vă zic. Da, treabă-te cu mine. Și așa ți-am luat suta, mă. Cum dacă avem 1-1? Cum 1-1, mă? Peșul ăla care puța mort. Îl lăsăm. Cum mai știi de glumă, băi, Mihaela? Concentrează-te, mă, spuneți-te un piesă, că te-o milionă, mă. Te-o milionă, mă. Sau crezi tu treaba asta? Nu-ți dau nimic. Am două milioane la mine. Păi și așa mai păi și mi-ai luat bani, mi-ai văzut atât. Sunt boset la mine, am două. Ce fac? Ce faci? Ce fac? Stai că-mi trage și mie acum. S-a zis Mihaela. Hai da. La bine, a mea e mai mare, e superior față de a tău, nu e... Uite. Uite. Urmă. E superior, taci din gură. Mai zic ceva, 2-1 pentru mine. Dar tatăl meu, tăi era, mamă, dar ce-a înghețat acu. Paleau. Cu ce scot eu acos acum de aici din gâtului? Ha? Ce scot eu acos acum? Hai pune-l acum, că altfel acum îl pun. Ce pui? Îmi pun bucă de ăla. Tu observi că e 7 fără un sfert și mai iese un pic să întunec afară? Gata, vine iarna. Nu mai pune în toamna.
Direct iar la vin. Deci mai puteți veni la 6 la pești, Mihail. Dacă vreți veni la pești, venim pe la 4. Pe ce? Dai 2 ori până te așezi, până te... Aia. 7.20 de pești. 7.20 de pești. Uite că nu prea a dat azi. A, ne... 17 minute am prins pești. Ne-a dezamăgit astăzi peștele. E bun, eu am 2-1. Nu, 2-1, mă, nu se pune mortăciune. Băi, eu l-am prins, măi, e martori oamenii după YouTube. 2-1 egal dacă vrei, dacă nu, nu. Bine, mă, 1 egal, mă, hai că nu mă faci bine 100 de lei. Nu, mortăciune care putea aici, mirosea... Ori puța, ori mânduse. Hotrăști? Puța? Bine, măi, Mihail. Oricum, când începi să întuneci, așa nu mai trage peștile. Știi tu. Știu eu. Eu zic, ce s-o canța? De aici am văzut. Uite. Vezi? Dacă nu ți-a zis eu, să se tragă ca lume. Oricum îl prinde înaintea ta, stai liniștit. Uitați ce s-a pus nimeni, văd eu vârf când trage. Doamne, maica Domnului. Dar acum ce s-o făceam eu la vârf dacă vedeam cum trage? Te las în pace. N-am văzut așa ceva. Dar ce făceam eu la vârf? Îl diocheam? Ce făceam? Da. Vorbesc prea mult? Am trebuit să conversăm. Nu, dar trebuie să prind pești. Trebuie să prind pești. Dacă nu trage. Vorbești mult, speri pești. Speri pești. Și uiți, tu cum am văzut pe tare? Dar eu le văd amândouă de aici. Mă vorbești tu. Nervant muieri. Hai stai cu minte. Dacă ai văzut o dată așa. Hai du-te de aici, măi. Uite, trebuie să închid nailonul. Și doamne să aștepta să câștigi azi. Dumnezeu, Dumnezeu mai ține și cu oamenii buni, nu numai cu oamenii răi. În ultimul minut prins pești. Dacă poate îl prind eu și fac 2-1. Sunt omor. Dacă așa cum așa, deci pești mort. Mai pești, pui tu unul. Gata. Mai e un pic. Gata, Mihaela. E fix. Ai. S-a terminat concursul, a venit și noaptea. Te-am bătut 2-1 pentru mini. Îmi pare bine. Îmi pare bine. Dă mâna la victorios. E egal. Dai 1 milion înapoi. Cât dau 1 milion înapoi? Hai 2-1 pentru mine. Hai, e nebună. Hai, du-te. Hai 2 pești în aia. Du-te. Și ăla care mi l-ai aruncat în baltă înapoi. La mortul. Mirosea urât? Mirosea, de unde știi tu că era 3 zile acolo? De când? 3 zile. De unde știi tu că era 3 zile? Du-te. A luat milionul, pa la revedere. Prestanța mea de pescar. Ai, dacă n-a dat peștele. Ce-ți fac? Ai, Mihaela, rămâne bănuțul la mine. Ce să-ți fac? Ești violentă? De ce ești violent? Dacă la mine rămâne bănuțul. Rămâne bănuțul la mine. Așa arunc, așa. Nici un bănuț. Nici un egal, gata. Și un scobar. Scobar, dar mare, bă, superior. Superior față de tot. O tregai care l-a luat din lângă mine. Da, lângă tine. Ia uitați, bă, fratelor, cum zice el că mă bate cu un pește mort. Bă, s-a văzut cel mare că l-am prins, mă. Decidi publicul cine a câștigat.
Deci gata, te-ai în fața camerei, te-ai stai liniștită? Stai liniștită în fața camerei. Îți dă sângele. Ce pește? De ce ai fost violent până acum așa n-am drumul la cameră, n-ai mers cu figuri? E violent. Dar de ce? Ce pește e prostie? Da-i bulu. Bă, lasă bă că o să zic că ți-a băieță, ești vespă. Da. Peștele mort. Peștele mort. A murit, da, l-am ținut, l-am avut mare drill cu el. Acesta a fost și clipul de astăzi. Din păcate nu am reușit să-l bat, să-l înrocesc, să-l îmi dai suta. Acum dăm suta. Ce să dau? Suta mea, pe care am pus-o la bătaie. Mi-am luat suta înapoi. Normal, a fost egalitate. E egalitate. Hai să zicem așa, da. Hai că peștele mor nu se pun. De acum pește mă, fac trebuie să tot pește mă. Așa. Dacă v-a plăcut, uitați să-mi dați un like, un share pe Facebook și să apăsați pe clopoțel. De asemenea, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Mihaela Pânătoc. Hai, pa!